Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și pentru că toate gospodinele zilele astea cocardei, v-am adus o idee ce mai puteți face cu ei, adică o pastă de ardei copți cu nuci, un preparat tradițional sirian, muhamara, care combină gusturi de dulce, acrișor și iute într-un mod delicios. În plus, este o rețetă numai bună pentru zilele de post. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. 6 ardei capia copți sau ardei grași roșii, 120 de grame de miez de nucă, rumenit 3-4 minute într-o tigaie fără ulei la foc mic, 5-6 căței mici de usturoi, 2 linguri cu pesmet, cel mai bun este cel făcut în casă, din pâine uscată și mărunțită cu un blender. Așa putem folosi orice rest și nu aruncăm nimic. 2-3 linguri cu ulei de măsline, zeama stoarsă de la o jumătate de lămâie, 2 linguri cu melasă de rodi, o să vă povestesc ce e cu ea, o jumătate de linguriță de chimion măcinat, câțiva fulgi de ardei iute, piper măcinat și sare. Melasa de rodi se găsește cam în orice supermarket sau în magazinele cu produse arăbești. O puteți face și acasă, din suc proaspăt de rodi, puțină zeamă de lămâie și opțional zahăr, toate fierte la foc mic până când își reduc volumul de aproape 4 ori. Dacă nu găsiți, o puteți înlocui cu oțet balsamic amestecat cu puțin zahăr, însă gustul este diferit. Dacă nu aveți fulgi de ardei iute, până la urmă merge și puțină boia iute. Nu înlocuiți însă chimionul cu chimen. Gusturile sunt total diferite. Coaceți ardeii cum vă este mai la îndemână, pe grătar, în cuptor sau pe o tablă pe aragaz. Apoi îi curățați de coajă și de semințe și îi scurgeți bine. Puteți folosi ardei copți congelați sau la borcan, dar la fel de bine scurși. Tăiem ardei copți în bucățele. Punem nuca rumenită într-un robot de bucătărie și o mărunțim. O puteți lăsa mai mare sau mai fină, după gustul vostru, însă nu renunțați să o rumeniți înainte. O să-i dea pastei de ardei un gust special pentru că îi se intensifică aroma. Scoatem nuca, punem în robot ardeii copți și îi mărunțim până când obținem o pastă. Adăugăm usturoiul, fulgii de ardei iute după gustul vostru, turnăm 2 linguri cu ulei de măsline, zeama de lămâie, punem chimionul, sare și piper măcinat, turnăm melasa de rodie și mixăm până când obținem o pastă fină. Adăugăm pesmetul și nuca mărunțită și mixăm rapid cât să avem o pastă cremoasă. Gustăm și condimentăm dacă mai este nevoie. Dacă pasta de ardei este prea subțire, mai adăugați puțin pesmet. Dacă este prea groasă, o lingură cu ulei de măsline. Punem pasta de ardei într-un castron, facem o adâncitură și turnăm încă o lingură cu ulei de măsline. Presărăm deasupra mentă proaspătă, fulgi de ardei, nuci sau boabe de rodie și o servim imediat pe dipii fierbinți sau pâine, cu bastonașe din legume, în sandvișuri sau în wraps, ca sos pentru kebab sau, deși este un aperitiv, alături de fripturi. Se poate păstra în frigider, în recipiente din sticlă închise ermetic, până la 5 zile. Să vă fie de folos și, dacă o încercați, puneți-mi, vă rog, într-un comentariu cum v-a ieșit. Iar dacă vă sunt de ajutor rețetele mele, abonați-vă la canalul de YouTube și activați notificările. Vă aștept cu drag în mica mea bucătărie cu rețete noi. Până data viitoare, să aveți zile delicioase și spor la bucătărit!